Am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus. Bună dimineața, București! Cu Andreea Bratu. Bună dimineața, București! Suntem live pe pagina de Facebook București FM și spun suntem pentru că alături de mine acum este dr. Laura Davidescu, medic specialist igienă, master în nutriție și siguranță alimentară. Bună dimineața și mulțumesc că sunteți alături de mine în această dimineață! Bună dimineața! Am discutat astăzi cu ascultătorii București FM despre farfuria ideală. Ce mâncăm noi bucureștenii, ce mâncăm noi românii într-o zi obișnuită? Fentăm foamea cu un covrig și o cafea de la aparatul din colț. Poate mâncăm un mic dejun așa cum ar trebui. Am ascultat și un material pregătit de colegii mei și mi-ar plăcea să-l ascultăm împreună și apoi să comentăm ca să ne facem așa o idee cam ce mănâncă bucureștenii și apoi să lămurim puțin ce înseamnă farfuria ideală? Cum ar trebui să arate ea? Hai să-i ascultăm. Cum arată farfuria ta zilnică? E diferit în fiecare zi, depinde ce îmi place și mie și familiei, nimic special. Ciorbă. Farfuria ideală nu arată așa. Dar cum? Pizza, ceva. În fiecare zi mănânc avocado, îmi prepar în casă, mâncăm pește preparat în diferite feluri și ciorbe făcute în casă. De perișoară, supe creme de legume, ciorbe de cartofi cu zeamă de varză. Puține legume, ceva brânzeturi, plus minus carne, dar în fiecare zi. De obicei mănânc foarte mult carne. Am o dietă deoarece vreau să mă îngraș, să pun mai multe grăsimi pe mine. Farfurie albă mereu. E pui, mici, ceva genul. Prefer fast food sau mâncare gătită? Uneori fast food, uneori gătită, depinde ce mâncare gătită și depinde de cine. Fast food. Nu mai mâncare gătită. Fast food rar de tot. Îl apreciez și eu câte o pizza, da, dar rar. Mâncare gătită. Mâncare gătită, clar. Fast food-ul le-aș alege când ies afară cu prietenii sau așa. Dar dacă sunt acasă, mâncarea gătită 100%. Mâncarea gătită și fast food. Depinde de zi, dacă am ceva sau nu am nimic. Mâncare gătită și fast food. Cam asta ar fi concluzia. E sănătoasă mâncarea gătită românească? Depinde de cine o face și cum o face. Suntem toți diferiți, avem gusturi diferite și obiceiuri diferite. Acum, dacă e să spun o constatare personală pe care cred că mulți dintre cei de vârsta mea sau mai mici au văzut-o și ei la părinții lor, că adesea părinții noștri, bunicii, gătesc mai gras decât o facem noi acum. Posibil da? Să fie din cauza că frigiderele lor erau mai puțin performante, că nu aveau cum stoca mâncarea și atunci lucrurile s-au schimbat. Atunci nu aveau acum 30-40 de ani acces la legume proaspete tot timpul anului, acum noi avem. Dar cu ce preț poate? Da, sau e nu știm o constatare într-adevăr. Cum arată farfuria ideală? Pentru că nu avem încă un ghid foarte actualizat pentru țara noastră, ne luăm după recomandările internaționale și la momentul acesta cele în vigoare în țările ceva mai avansate decât noi spun așa, împărțim farfuria în două, jumătate o umplem cu legume, apoi încă un sfert cu o sursă de proteine și detaliem imediat ce înseamnă asta, nu neapărat carne, și încă un sfert ar trebui să fie o sursă de carbohidrați sănătoși. Alături mai punem neapărat un pahar cu apă. Asta e farfuria. Normal că și dimensiunea farfuriei ar conta, deci porția mereu contează. Să spunem de proteine, ce punem în ele acolo, da? Fiindcă la legume înțelegem. Legume de toate felurile, colorate, preparate, cât mai puțin termic ca să-și păstreze mineralele și vitaminele. Iar la proteine facem așa o listă scurtă și punem pe degete, dacă putem ține minte, carne slabă, ouă, lactate, soia, foarte multe proteine sunt în soia și în leguminoase în general, leguminoase fiind fasolea, năutul, lintea. Unele oarecum neglijate sau puse la colț în ultimii ani, considerate drept o mâncare prea ieftină și deloc glamuroasă, dar foarte sănătoasă altfel. Pentru că ați adus în discuție chestiunile astea financiare, în contextul scumpirilor din ultima perioadă,
Mi se pare că există o idee așa care s-a împământenit cumva. Spunem de fiecare dată, e scump să mănânci sănătos. Nu am bani să am, să țin o dietă sau să am un stil de viață sănătos. Este chiar așa? Cu puțină programare și cu ajutorul unui nutriționist care măcar la început să-ți explice cam cum ar trebui să mănânci și ce cantități ar trebui să pui în farfurie, nu e chiar așa de greu. E adevărat, se vor scumpi totuși alimentele de la o zi la alta, asta vedem cu ochii liberi. Dar că vorbeam mai devreme de fasole, o cantitate, rămâne în continuare un aliment ieftin și ușor de preparat și sănătos. De asemenea, ce să-i putem să-i mai punem alături ca să venim și cu vitaminele și cu faimoasele probiotice de care atâta lumea vorbește și dă mereu fugă la farmacie să le cumpere în loc să se gândească că sunt poate chiar pe balcon. În butoiul cu varză. Varza este ieftină, varza murată are o grămadă de vitamina C, de microorganisme benefice pentru tractul digestiv. Deci dacă avem grijă să porționăm alimentele corect, să nu aruncăm, să facem un bine atât bugetului propriu cât și planetei și ne pregătim mesele în avans. Deci nu neapărat să gătiți pe 5 zile, dar să vă faceți o schemă. E ca un buget alimentar, nu numai în bani, ci și un mic program personal de mâncat în cursul unei săptămâni, veți face și economie și vă veți gândi mai sănătos. Uite, tocmai am primit un mesaj de la o ascultătoare București FM care vă roagă, dacă puteți, să-i dați un exemplu de un meniu pe o zi. Ce ar trebui să mănânce într-o zi astfel încât să intre la categoria mâncat sănătos, regim alimentar sănătos? Luând în calcul că eu nu știu vârsta ascultătoarei, condițiile ei de sănătate, unele patologii adăugate, câtă activitate fizică face, considerăm că are între 25 și 40 de ani, în jur de 65 de kilograme și atunci ne gândim, ar trebui să mănânce cam 30 de kilocalorii pe kilogram corp, deci sub 2000 de calorii pe zi, pe care le împărțim jumătate în carbohidrați, cam 15-20% proteine și cam 30% lipide și spunem așa, dimineață, 150-200 de grame de iaurt cu grăsime normală de 2-3% și 100-150 de grame de fructe, un măr, o pară, 4-5 prune uscate, 100 de grame de afine, ca să aibă și proteine și fibre și vitamine. Apoi la prânz. Idee foarte bună, cum au spus mulți, dacă sunt acasă aș prefera mâncarea gătită. Poate să fie o ciorbă cu multe legume în ea și poate și niște bucățele de carne. Poate să fie o tocăniță în care tot așa strâng toate legumele să fie acolo și neapărat o salată alături de vreo 100-150 de grame. Porția cealaltă principală poate să aibă în jur de 200 de grame, 300. Nu trebuie să mâncăm neapărat două feluri, poate să fie unul, dar în care să ne gândim că am adus toți nutrienții. Puneți culoare în farfurie multă și atunci va fi în regulă. La sfârșitul mesei putem să mai adăugăm un fruct, nu mai mult, și să încercăm ca fructul să nu fie cel mai dulce de pe pământ. Deci nu sărim neapărat să cumpărăm bananele sau piersicile sau strugurii. Să ne concentrăm mai mult pe fructe de pădure, pe mere, după cum am spus, merele românești sunt foarte bune. Proverbul acela englezesc, de fapt, cu un măr pe zi, este foarte în regulă. Iar seara să încercăm să schimbăm sursa de proteine. Poate facem o salată grecească, da? Avem multe legume, avem un ulei sănătos, și punem și o bucățică de brânză, câteva cumbulețe, sau un pește, poate să fie chiar jumătate din pește, dacă peștele este mai mare, de preferință să zicem un pește de apă marină, rece, tot așa, ca să aibă multe grăsimi sănătoase de care avem nevoie. Din punctul meu de vedere, de fiecare dată când se discută despre un regim alimentar sănătos, oamenii se gândesc automat la slăbit. Se pare că ăsta este scopul principal. Vreau să slăbesc, nu vreau neapărat să am un stil de viață sănătos, vreau să țin o dietă
pe o perioadă, o anumită perioadă de timp, astfel încât să slăbesc. Care sunt cele mai importante alimente care considerați că ne ajută să slăbim? Alimentele care ne ajută să slăbim pot fi destul de diferite de la o persoană la alta. Întâmplător, una dintre calificările mele este și de consilier de nutriție metabolic wellness, care e un program german, și acolo facem planuri personalizate 100% și în felul ăsta mi-am dat seama că aceleași alimente pe care le oferi unui om și slăbește, pe altul pot să-l îngrașe. Este, de asta spuneam că și persoana dinainte de care a spus câtă vreme, eu nu știu aproape nimic despre analizele de sânge ale respectivului. Nu i-am urmărit o perioadă obiceiurile alimentare ca să-mi dau seama care sunt micuțele greșeli pe care le face. E greu de găsit o singură cale de a slăbi. Pe de altă parte, aș vrea să atrag atenția asupra unei chestiuni pe care foarte puțin o băgăm în seamă. Ne gândim mereu că vrem să slăbim sau să mâncăm sănătos. Ne gândim automat la alimente și mai puțin, de exemplu, la alte lucruri, la ambalajele lor. Chiar ieri mă uitam. Astăzi, de exemplu, este ultima zi în care Autoritatea Europeană de Siguranță Alimentară are în dezbatere scăderea unui aditiv care se pune în aproape toate ambalajele pe care le folosim acum alimentare. E vorba de bisfenol. Dacă limita lui era 4 micrograme la momentul ăsta, gândiți-vă că ea urmează să scadă de 10 milioane de ori în urma studiilor care arată că ne afectează profund sistemul imun și noi zilnic mâncăm niște ardei superbi bio-ambalați în folie de plastic, bem o apă cu un pH special și cu adaos de vitamine, dar ambalată în sticluțe de plastic, mâncăm un pește deosebit care este tras în folie de plastic. Și asta s-a observat că ne aduce într-o situație în care sistemul nostru imunitar este bulversat total. Una din consecințe fiind și îngrășarea pe care o vedem, obezitatea pretutindeni. Suntem obișnuiți să dăm vina strict, păi asta e, mănâncă prea mult și fast food. Se pare că nu-i doar atât. Sunt mecanisme foarte fine care contribuie la o greutate pe care nu o mai putem controla. Așa că v-aș sugera să vă gândiți adesea și în ce vă păstrați mâncarea, în ce vă încălziți mâncarea. Da, sunt lucruri la care nu ne gândim de obicei. Facem repede referire la fast food, cum spuneați și dumneavoastră. Apropo de fast food, nu doar adulții au tendința asta, nu mai am chef să gătesc acum sau nu am timp, lasă că dau repede o comandă, bineînțeles, o mâncare de la fast food, totul bine și frumos, mi-am umplut stomacul, mă simt sătul sau sătulă și a trecut și ziua asta. Și copiii sunt foarte atrași de tot ce înseamnă mâncarea asta nesănătoasă. Apropo de regimul alimentar dezechilibrat al copiilor din ziua de azi, ce recomandări le faceți părinților? Părinților le fac recomandarea să se uite cu mare atenție la ce fac ei înșiși. Copiilor sunt doar niște oglinjoare. Dacă un copil a căpătat niște probleme alimentare, trebuie să-și pună întrebări serioase unde greșește el ca părinte și nu să caute vina copilului sau a prietenilor copilului. Să nu ezite să ceară ajutorul psihologului și al nutriționistului. Uneori problemele nu sunt neapărat cele de care apar legate de alimentație, strict legate de aliment, ci s-ar putea să fie probleme și la nivel psihologic. E un tandem pe care noi îl facem mereu când e vorba de alimentația copiilor. Altfel, ca prim gest, când văd că greutatea o ia într-o direcție greșită la copii, e foarte simplu. Curățenie în meniu. Scoateți dulciurile o perioadă și se repară de la sine. Copiii cresc. Deci nu trebuie să-i punem să slăbească neapărat, ci doar să micșorăm cantitatea de calorii inutile. Și evident, dacă lucrurile nu se îmbunătățesc, stăm de vorbă cu specialistul. O recomandare făcută și pentru adulți, pentru că există fel și fel de grupuri care promovează
diete minune și sunt acolo pe comentarii. În cazul meu a funcționat, am slăbit nu știu câte kilograme, nu știu ce am reușit să fac, uite acum ce bine mă simt. Nu recomandați, presupun, toate dietele astea pe care le găsim pe rețelele de socializare sau pe internet, pur și simplu. Testimonialele oamenilor care spun că au slăbit sau au făcut ceva pentru sănătatea lor pot fi utile din punct de vedere al faptului că te pot motiva. Dacă tu vezi că altul a reușit și ție ți-e teamă să încerci măcar să faci ceva pentru tine, faptul că îi vezi pe alții că au făcut, s-ar putea să te motiveze și să te împingă pe un drum corect. Dar să urmezi automat soluția pe care i-au făcut-o, asta nu recomand. Ci, într-adevăr, un consult la nutriție. Nu trebuie 10 neapărat, nu trebuie programe complicate, ci pur și simplu să vii să stai o dată de vorbă cu un nutriționist, cel puțin, ca să-ți înțelegi propriile obiceiuri și să știi ce ai de făcut pentru a mânca mai sănătos. Ăsta este idealul pentru toți. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi în această dimineață. Ne-am lămurit și cum stă treaba cu farfuria ideală. Trebuie un pic de ambiție, un pic de motivație și de disciplină până la urmă. Absolut. Mulțumim, să aveți o zi excelentă. Eu mulțumesc. A fost alături... Și ascultătorilor. A fost